Avem și imagini din defileul Jiului, unde acolo șoferii au condus cu 5 km pe oră și s-a înaintat foarte greu. În aceste momente avem proteste pe centura Brașovului. Acolo se încearcă un blocaj. Sunt transportatori și fermieri care spun că s-ar putea să blocheze și autostrada A3. Vedeți imaginele din Brașov chiar în aceste momente. Vin către dumneavoastră, domnule Naie, în aceste momente. Așadar, doi participanți la protestul lui Șoșoacă. Însă, în continuare, am văzut că sunteți în stradă, dumneavoastră, fermierii și transportatorii. E clar un mesaj către Diana Șoșoacă, cea care a organizat acest protest, că nu vreți să vă asociați cu ea. Dar mai departe, ce faceți, domnule Naie? Rămâneți tot așa punctual în diferite zone ale țării în stradă? Sau ce plan este pe mai departe? Sau doriți să obțineți chiar dumneavoastră, cei care sunteți în stradă, o autorizație, așa cum trebuie pentru protest în capitală, fără să fie asociată autorizația asta cu un partid politic? Bună seara dumneavoastră și invitațiilor și spectatorilor dumneavoastră, în primul rând. Da, cel mai probabil vor rămâne doar doi participanți la protestul doamnei Șoșoacă, din ce am auzit în rândul colegilor mei. Aceasta este decizia moral corectă. Și rămânem în toate costurile țării adunați, după ce ați difuzat niște imagini în care se vede clar că oamenii devin din ce în ce mai solidari cu noi și ni se alătură din ce în ce mai mult. Am văzut imagine cu similatele acelea din Dolj. Ce vreau să vă spun, domnul Nicu Ciordan, dacă ar fi vrut să ne facă un bine, ar fi ales una din cerele pe care noi le-am intentat sau o asociație a fermierilor. În schimb, dânsul nu a ales acest. Da, va da vreo explicație de ce nicio cerere a fermierilor nu a fost aprobată și a fost aprobată cea a Dianei Șoșoacă, la care vedem, da, participă doi oameni, adică organizatorul, avocatul, prietenul lui Șoșoacă, care e în spatele, practic, al lui Șoșoacă și încă cineva. Și noastră nu v-au dat autorizație. Da, mă înțeles că la noastră nu a fost conform legii. Din câte am citit în presă. Asta a fost singura explicație. Da, în mare parte. Haideți să luăm un punct de vedere. Nu i-a singur decizii, ci există și un alt consiliu și... Un punct de vedere, vă rog, și de la domnul Stoica. Sunteți transportator în zona portului Constanța. Domnule Stoica, se pare că la acest protest al Dianei Șoșoacă nu participă nimeni. Dumneavoastră, ce vreți să faceți mai departe, transportatorii? Domnul Naie ne spune că fermierii vor continua protestele la modul în care ele sunt și acum. Adică se iese pe străzi, în diferite zone ale țării, se blochează diferite artere, se merge în semn de protest cu 5 km 10 pe oră. Care este strategia dumneavoastră? Bună seara și dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Într-adevăr, la protestul de la București nu vom participa, nu dorim să politizăm acest protest. Momentan am luat o pauză până luni, să vedem dacă se țin de cuvânt toate părțile implicate, în sensul că Vasca de AFC-ul, domnul Grindeanu, după cum ne-a promis aseară, ne va invita marți la ora 1 la Ministerul Transportului pentru a putea vedea ce rezolvări sunt pentru portul Constanța. Ce vă mai ține în stradă, domnule Stoica, și aceeași întrebare și pentru domnul Naie? Ce vă mai ține în stradă în aceste momente? Pentru că guvernanții spun cu subiect și predicat, adică ei își asumă spunând că s-a rezolvat. De exemplu, premierul Marcel Ciolacu a spus că 99% dintre probleme sunt rezolvate. Ministrul Agriculturii v-a zis să mergeți acasă, domnule Naie, că a fost totul bugetat și, de fapt, s-au rezolvat toate revendicările. Vă rog, dumneavoastră, domnule Stoica, primul. În afară de plafonarea prețului la RCA pe 6 luni, practic nu avem nimic concret. De aceea am zis să așteptăm până luni dimineață să vedem ce acte normative, hotărâri de guvern sau ordonanțe de urgență se vor aproba. Dacă nu vedem nicio schimbare, de luni vom continua protestele în continuare. Deci, care sunt revendicările pentru care dumneavoastră, domnule Stoica, mai sunteți încă în stradă? Ce mai vreți să obțineți în aceste momente? Pe lângă revendicările pe care le-au toți colegii din țară legate de prețul RCA-ului, modificarea ordonanței... Înțeleg că se va plafona la 9.000 de lei prețul RCA-ului pentru B0, pentru
tiruri peste 16 tone. Aceasta este o plafonare doar pentru 6 luni de zile. Vrem să vedem modificarea întregii legislații pentru a putea beneficia de această plafonare și după cele 6 luni de zile. Bun. Dar pe lângă problemele pe care le au toți transportatorii, care bineînțeles sunt trecute pe o listă, noi la Portul Constanța avem și problemele noastre legate de port. Prin faptul că costă foarte mult ca să faci o cursă în Portul Constanța din cauza taxelor aplicate de către administrația Portului Constanța, care este subordonată Ministerului Transporturilor, problemele cu terminalele de containere, SOCEP și CSCT, și practic dorim să rezolvăm și reglementarea transportului containerizat ca să nu mai avem parte de abuzul liniilor de shipping. Bun. Doamne Naie, scurt, pe dumneavoastră fermierii ce vă mai ține în stradă? Pentru că din problemele dumneavoastră am văzut că s-a mai rezolvat în ședința de guvern. Ați obținut bani suplimentari, 100 de euro pe hectar, de exemplu, pentru cei care sunteți afectați de tranzitul cerealelor din Ucraina. Rate amânate după ce va fi un aviz dat de la Banca Națională. Credite care vor fi cumva susținute de stat și cu dobânzi mai mici. Cam ce vă mai ține în momentul acesta în stradă și pentru ce mai militați? Da. Haideți să luăm așa pe rând. E destul de amplu subiectul. Pe scurt, este mai greu de dezvoltat. La cele fonduri pe care ni le-a aprobat domnul ministru, mă rog, împreună cu Institutul de Abilitate, cei 100 de euro. Sunt bineveniți, dar este tot, fiindcă este o măsură temporară, ne ajută temporar pe mulți dintre noi. Și mai vrea mult în rândul nostru al femeilor, există o mică întrebare. De ce există un număr maxim de beneficiari? După calculele noastre, banii ar ajunge pentru toate hectarele din toamna anului 2022. Dar avem acolo o ordonanță în monitor oficial de ce există acel număr maxim de beneficiari, care ne pune un pic sub semnul întrebării. Nu avem nimic despre acciza la motorină concret. Acciza la motorină, ziceți, că deocamdată nu a îndeplinit guvernul revendicarea asta, pentru că ministrul de finanțe spune că nu sunt bani. Doamne Naie, dumneavoastră vreți cam cât să vi se întoarcă din acciza la motorină? Cel puțin mult mai mult decât ne-a spus dânsul. Adică este... Asta zic, nu s-a specificat absolut nimic după acciza la motorină, mi se spune că nu sunt bani, dar eu zic că domnul Polo, dacă va face o excepție, se vor găsi bani pentru toată lumea și pentru toate doleanțele noastre. Bun. Ar mai fi neapărat să găsim neapărat în următoarele zile ce urmează niște detalii clare despre transportul ucrainean în țara noastră. Deci... Există date la nivel național care ne arată și ne atestă faptul că intrarea ucrainei pe piața noastră este dezastroasă. Vreau să vedem...